să ridicăm totul la a doua. Aici e un bin nou și aici e și un bin nou. Avem de lucru mult. O altă idee. Minus 1. Scădem pe unul din ambii membri. Da. Că putem scădea, da? Minus 1 din ambii termeni și aceștia se transformă în echivalent. Rog, Anca, în ce se transformă? Radical din 3 plus 1. Așa vine. Radical din 3 plus 1 e primul termen și vecinul său. Radical din 6. Radical din 6. Și conduc, te rog, până la cap. Echivalent cu? Radical din 3 la 2. De ce facem? Punem totul la pătrat. Păi da. Totul, da? Da. Totul. Vine radical din 3. La 2. Plus 1. Radical din 3 plus 1. Aici este. Totul la a doua cu vecinul său. Radical din 6 la a doua. Care înseamnă echivalent cu? Radical din 3 la 2. Da. Plus 2 ori radical din 3. 2 ori radical din 3 ori 1. Ori da. 1 la a doua. Ăsta e primul loc cu vecinul său. 6. Cu 6. Echivalent cu? Radical din 3 la a doua plus 1 la a doua. Adică asta ce radical 3 la a doua și cum? 3, Anca, la a doua, cât e? La a doua. 3. 3. Plus 1 de aici, nu? Așa este, da. La... 1 la a doua, doua care este da? 1. Plus? Plus... 2. Și să fie minus? Nu știu. Așa, nu știi. Dar uite-te tu, că am scăzut minus 1 și din 2 scăzut 1 a fost 1, Adi. E clar, 1, da? Și aici este 2 radical din cât am... 2 radical din 3. Față de vecinul 6. Echivalent cu? Zăcuța, 3, așa. 4 plus... 2 radical din 3 față de 6. Față de 6. Și acum? Și e mai mare. Care e mai mare? Care e mai mare? 4 plus 2 radical din 3. De unde știi? Păi, 4 minus 6, da, e 4 minus 2 radical din 3. Asta e 4 plus 2. Introducem 2 sub radical. Păi da. Da, îl introduce. Bine, merg cu mâna voastră. Echivalent cu? Deci vine cât acolo? 4 plus... Radical din 2 la puterea a doua. 2 îl băgăm sub radical din 4. Ori 3. Ori 3, 12, da? Da. Deci vine 4 plus radical din... 12. Și față vecinul său, 6. Și cu cine ajută? Cum? Dar n-ai zis tu așa? Să-l băgăm? Păi... Să-l băgăm și pe 4, domn profesor, sub radical. Ia. Și pe 6. Facem o treabă deșteaptă. Da. Și păi dacă ar fi înmulțit, mă ia din. Dar adunat, cum să-l băgăm sub radical? 2 la 2. Deci, Mihaela, vede că tu, cum să spun, ești neatent și ți-a întins cursul așa și zici, da, fac așa. Numai cât e înmulțire. Când e înmulțire, fac chestia asta. Dar când e adunare, ce să fac? Nici vorbă așa ceva. Păi rămâne 4 plus 2. Deci nu ți-a ajutat acolo, nu? Și care e mai mare atunci? Totuși trebuie să răspundem. Exact. 6. 6 e mai mare? Că e 4 față de 6 mai mare, da? Da, 4 față de 6, dar 4 ăla mai are și plus 2 păi, adică din 3. Hai să facem o șmecherie, mă. Hai să scădem pe 4 din ambii membri. Nu? Da. Hai să vedem. Și atunci ce devine după ce scădem pe... Deci minus 4 din ambii. Radical din 12. Sau 2 radical din 3, haideți. Rămâne 2 radical din 3. Că nu a fost bună ideea. 2 radical din 3 față de vecinul său. Care? 6. Ei, da, 6 minus 4. Deci scădem pe 4 peste tot. E mai mare. Față de 2. E mai mare. Care e mai mare copil? Primul. Normal, măi. Normal, primul, normal. Da? Are 2 ori radical din 3. 2 ori, 1 și ceva. Dar cum nu neapărat dacă ai fost un număr subunitar, s-ar fi niciodată ăsta. Deci, pur și simplu, putem împărți prin 2. Haideți să mergem și mai departe. Haideți, împărți prin 2. Uitați-vă cum trebuie să lucrați.
echivalent cu împărțirea la 2 și în stânga și în dreapta. Radica din 3, radica din 3, 4 de din 1. Păi, și radica din 3 cât e aproximativ? 1,71. Deci e mai mare. Dacă nu vedeți, adică m-am bimemi la pătrat. Exact, dar nu este și nu. Și 3 și 1. Sunt 3 și 1. 3 mai mare ca 1. Și atunci totul vine mai mare de la bun început, adică radical din 3 plus 2, e mai mare decât radical din 6 plus 1. Radical din 6 plus 1. Iată că am răspuns. Nu, că s-a pus problema comparării celor două numere, a spus tot corect. Așa, mai avem doar de comparat, mai facă și acasă, că-i târziu. Și acasă, dar o secundă. Ia, să dată de domnul profesor. Înainte de a pleca, insist, și o să vedeți că mă țin de cuvânt categoric. Ascultați. Am spus-o și o repet. Deci, dacă lunea viitoare nu veniți cu fiecare filmuleț, Anca, atenție, când merg și spun direcții, dacă nu mergeți cu fiecare filmuleț, filmul de luni, filmul de marți, de miercuri, de joi, de vineri, cele 5 filme. Ale voastre. Ale voastre, la clasa a 7-a, defalcate fiecare. Și tu, filmul 1 cu caițelul care ai avut aici. Am urmărit filmul și am cu roșu încadrat. Și spun, asta n-am înțeles-o. Și am pus acolo din 7 ori. Asta la altă n-am înțeles-o. Și am pus din 7 ori până că am nu înțeles-o. Insist să spun, nu vă mai primesc, fie ca cântare povestea. Deci nu vă mai primesc. Deci ce veniți voi când veniți luni? Cu caietul, ca și la teme. Dacă am înțeles tot. Dacă ai înțeles, să fii sănătos, domnul profesor, să convingă. Eu să văd atunci, exact. Eventual, mă gândesc la niște chestii care au fost capate acolo, și dacă te prind, atunci și tu ești, dacă zici că nu am făcut autogres, am înțeles tot. Eu am să am niște întrebări acolo, din filmul respectiv, și dacă te-am prins, tot așa de valabil. Exact, din capcanele astea, vedeți? Da. Ați văzut la fiecare exercițiu problemă, există câte ceva? Da. Voi aveți de învățat. Dar aș avea o propunere, dacă îmi permiteți. Bă. Periodic se dă de testare. Nu, pe asta e testarea. Păi asta e testarea care vrea să le facă. Testarea mea este asta. Mersi. Că în weekend, toate filmele din săptămâna aceea sunt văzute. Așa. Cele 5 filme. De luni, marți, miercuri, joi și vineri. Sunt vizionate. Okay. Și pe caietelul ăsta, care însemna filmul de astăzi, marți, da? Da. Filmul de marți, că ea n-a putut scrie toate cuvintele mele acolo. Sunt lucruri pe care i-au scăpat. Și atunci, acasă, văzând filmul, bucata aceea o dă de 2 ori, de 7 ori, de 9 ori, până înțelege ea. Și încadrează aici, pe caietel cu roșu. N-am înțeles. Dacă n-a înțeles ceva, n-am explică. Înțeles așa. Păi e obligatoriu, că dacă nu, nu ne primește. Asta e condiția să-i mai primească. Deci am spus clar, din lunea următoare, nimeni nu mai vine aici și am terminat povestea. Nu urmărește filme. Eu nu mă încurc așa de... Ne facem treaba... Și la clasa 11, și la 5, și la 4, și la 4. Peste toată mi-a chestia asta. Este filmul, este înregistrată, veți vedea filmul. Da. Deci în clipa asta, asta este decizia pe care am luat-o. Și nu ca, să spunem, săptămâna asta, să vină să spună, nu prea am văzut, am văzut un singur filmuleț, pe la jumătate, nu prea am... E clar că trebuie să fie caietul tău cu roșit. Roșit, adică acolo unde l-ai avut, încadrat și spun, n-am înțeles asta aici. Și veniți, întrebați-l pe domnul profesor, domnul profesor vă explică, dacă n-ați înțeles ceva. Dar ai șansa să fi fost explicația în film. Poate nu înțelegi, mă gândesc, domnul profesor. Nu, că dacă dă de 70 de ore acolo, până înțelegi. Înțelege că eu am insistat pe bucata aceea. Eu n-am mers niciodată, și ai fost prezent aici, da. Pe chestiune așa să pășesc cu ele. M-a întrebat ceva Anca? Da, eu n-am văzut. Este o dovadă clară, că ea avea o chestiune care nu era limpede și atunci eu am venit și am explicat-o. Da, corect. Așa puteam să o conving. Corect. Că ea a plecat cu gândul că se poate și așa. Corect. Da? Da. Și am zis că nu se poate. Deci, dragilor, avem o altă ștachetă. Am ridicat ștacheta acum. Deci înseamnă seriozitatea, pentru ca voi să vă aflați, iată, și prezența aici, dar și în situația miilor și zecilor de mii de copii care găsesc pe YouTube lecțiile și ei învață după ce găsesc acolo. Și mulți iau 10 din comentariile care le văd. Păi, mulțumesc, domn profesor, am luat 10 la teză cu ajutorul dumneavoastră, am luat la Olimpiadă, m-am uitat acum pe comentarii. Am văzut foarte mulți copii din țară, îi mulțumesc domnului profesor, care... Deci nu au posibilitatea asta ca și voi
să se bucure de prezența domnului profesor live. Și atunci ei urmăresc film cu film și își bat capul acolo și eu 10 la olimpiadă, 10 la testări, 10 și îi mulțumesc domnului profesor, trimit comentarii. Da, astăzi am citit, da, când m-a spus. Da, tu ai văzut așa, da, câteva secvențe. Da. Dar sunt sute și mii de comentarii. De acolo îmi încarc eu bateria. Dar la eu întrebarea... am scos 100 de pagini de comentarii, domnul profesor. Așa. De la întrebarea asta, de ce eu la... vârsta 100 asta, de pagini în decembrie asta, când am mers la București. Vreau să fac treaba asta, pentru că ei mă alimentează. Copiii aceștia când îi văd, câtă fericire, câtă bucurie în sufletul lor. Și ce rezultate au și cu ce, da, rezultate vin. Deci, acesta lucru. Și ca să vă trimiți și pe voi în situația lor, asta înseamnă să vedeți filme. Păi cum să vedeți filmul acela cu atâta drag și cu atâta bucurie? Spui, băi, o secundă. Aici m-am auzit, am condus eu. Aici am greșit cum chestia am asta. Cum am zis? Ce-am aici făcut? L-a făcut așa, da, nu știu ce. Este imposibil să cred că voi nu v-ați îndrăgostit de chestia asta. Și vă spun, Daria mi-a zis așa, am făcut filmul, domn profesor. Mi-a plăcut extraordinar. Am fost încântată de toate chestia asta. Mi-am dat seama că acolo nu înțelesește ceva. Și am pus o dată, de două, de șapte ori. Până când am înțeles. Dar e pasionat, da, da, îi place maxim. Da, da. Până când am înțeles. E foarte fericit când vin la domn profesor și numai ea cu domnul profesor. Pentru că ea numai ea vorbește, ea e băgată în seamă, ea lucrează. Da, da. Și e foarte tristă când mai e cineva cu ea. Dar nu, cu atât mai bine ne îmbogățim. Exact. Pentru că nu se înțelege că ea stăpânește maxim. Nu, toată, Doamne ferește, nici deci, vorbă, abia ne îmbogățim informația că altul are o altă inițiativă, o altă idee. Învățăm să ne ascultăm unii pe alții. Exact. Acolo am o treabă foarte complicată ca să disciplinez, să asta înțeleagă e, că acum vorbește ăsta, tac, toți ceilalți. Asta e. Și când se ajunge la clasă și cu un coleg al vostru vine cu o idee, toți o urmăresc să vedeți și la ce a ajuns. Profesorul trebuie să aibă puterea să-l asculte și acolo unde ideea s-a terminat, s-a înfundat, nu merge, spune, uite, aici, din cauza asta s-a oprit ideea. Din respect pentru colegul ăla, băi, ascultăm și ideea lui, e bună, nu-i bună, discutăm, asta înseamnă respect, asta înseamnă să... Nu presăm chestia asta, când am pus pe cineva să așa, la voie să văd practica asta, spun eu, nu stai, ai răbdare, păi... Sau mai mult vorbiți peste el. Sigur, e și mai grav. Eu nu reușesc, nu întrerup lecția dintr-o chestie de, cum spun, de a nu frânge și ne-a rupe ritmul, dar sunt deranjat de chestia asta. Am putut să ai probleme cu telefonul sau să deci, domnul? Deci toată discuția este asta, ne disciplinăm, suntem foarte atenți la tot ce am spus, pentru că începe o nouă perioadă în dialogul nostru. Da, și mai mult atunci când voi dați răspunsul peste altul, să știți că nu-l ajutați. Poate pe moment, atunci când a știut, îl ajutați. Vi se pare că l-ajutați, dar nu-l ajutați. El tura viitoare tot nu va ști. Nu, las și chestia, exact, las inhibat. În loc să-și ducă și el să încerce să ducă raționamentul la capăt, să încerce să descopere ceva, să asumi răspunderea unor vorbe aruncate acolo, bune sau rele, le discutăm după aceea, dar atunci când a intervenit pe el, l-ai zdrobit. Nu l-ai făcut niciun bine. Și nici atunci când ții mai tare aduțul, ca să te auzi numai tu. Da, da. De-aia îmi place că domnul profesor vă pune pe rând. Pe rând. Vorbește Adi, vorbește Tudor, vorbește Anca, vorbește... Da, atunci e cel mai frumos. Da, lecția curge foarte frumos. Super. Hai, facem finalul, facem sinteza aici? Da, și la chestia asta. Haideți să facem sinteza aici, copii. Am lucrat despre formule de calcul prescurtat. Ai scris răspunsul imediat mai mare. Da, mi-a scris chiar lucrat pe... Formule de calcul prescurtat, domnul profesor. Așa, facem. Nu mișcați. Se zice formule. De calcul prescurtat. Am folosit ca și formula. Forți minus pe rândul la două. Radical suprapuși. Da, radical suprapuși. Compararea numerelor. Hai să vedem. Când o fracție devine număr întreg, deci da, fracția devine număr întreg. Nu poți să mai...
Dacă și numai dacă numitorul este mijloacea numitorului. Da, dacă și numai dacă numitorul mai copii. Despre pentru voi, da? Numitorul. Da, este un număr, un divizor. Este cine este numitorul? Un divizor. A cui? Al numitorului. Un număr. Numitorul este un divizor al numărătorului. Numărătorului, corect. Și eu, toată lumea. Bravo, Adia, ai spus că lumea și eu la fel. Da. Scriem formulele care am lucrat, nu, se știe pe ele, nu? Domnul profesor, da, da. Așa și compararea numerelor. Compararea a două numere iraționale. Foarte important, da? Iraționale. Cam așa este acolo. Mai adică tina, nu? La revedere, vă mulțumim că l-ați numit pe profanaj și vă dăm o dată. La continuare, nu uitați, dar și domn profesor, a fost o oră 26 asta. S-o rupt.